Lăudați să fie Domnul! Am câțiva prieteni aici la cor bărbătesc, la cor. Însă vă iau prin surprindere de obicei și trebuie să mai zic o dată. Eu nu vreau să zic de două ori, dar mai zic o dată ca să fiți și dumneavoastră pe fază. Lăudați să fie Domnul! Scumpii mei, aș vrea să continui prezentarea viziunii pentru Biserica Elim. În duminica trecută am subliniat faptul că cea mai importantă componentă a viziunii bisericii este partea spirituală. Nu neglijăm aspecte legate de administrație. Avem o biserică, permit să spun, și poate că îmi dați dreptate, foarte bine organizată. Foarte multe departamente de lucru, oameni responsabili, care își împlinesc toate responsabilitățile cu excelență, cu dragoste de lucrarea lui Dumnezeu, cu pasiune și cu foarte multe sacrificii. Începând de la slujitorii ordinației bisericii, comitetul ales al bisericii, oameni cu care suntem foarte aproape în deciziile care se iau pentru bunul mers al bisericii și despre care pot să spun că sunt oameni plini de Duhul Sfânt, plini de dragostea lui Dumnezeu și care țin la dumneavoastră și au interesele acestei biserici în inima lor. Sunt extrem de privilegiat să fiu alături de acești oameni, să-i văd cum gândesc, cum vorbesc, ce priorități au și cum își aduc la îndeplinire responsabilitățile pe care le au. Cred că aș face o mare nedreptate să scot un departament în relief în detrimentul altui departament. Începând de aici, de pe platformă, care este aproape întotdeauna plină. Avem peste 200 de locuri pe platforma aceasta. Și nu știu dacă sunt 20 de locuri libere. Aproape în fiecare duminică avem jur de 200 de tineri, frați, surori, care îl slujesc pe Dumnezeu. Ei se întâlnesc în cursul săptămânii, fac repetiții. Avem vreo 6 grupuri de laudă și închinare prin cântare, care fac repetiții, care vin aici și o slujesc pe Dumnezeu și conduc biserica în a lăuda pe Domnul prin cântare. Apoi, ca să o luăm la rând, îi avem pe frații de sus, de la sunet, de la afișaj, de la video, care fac o muncă foarte grea și foarte stresantă. Eu nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama, însă suntem oameni și uneori ni se distrage atenția într-o parte sau în alta. Atunci când trebuie să apeși pe buton, vină următoarele versuri ale unei cântări. Se mai întâmplă să pierzi momentul. Nu v-am dat seama ce moment greu e pentru persoană atunci când știe că o biserică întreagă depinde de ei ca să poată cânta următorul vers. Iată de ce îi iubim, îi prețuim, ne bucurăm de slujba pe care o fac. Nu mulți vor să facă slujba aceasta. Știți că acolo nu sunt niște oameni letargici care se relaxează.
Ei sunt deja stresați și noi îi stresăm de două ori mai tare. Mă rog, eu mă uit urât de aici, dirijorii fac semne și probabil că foarte mulți vă uitați în direcția lor. Nu știu, dar vă spun sincer, nu știu dacă chiar aș vrea să mă duc acolo să fac slujba asta. Și dacă n-aș să fac nimic altceva. Îi apreciem și le mulțumim frumos pentru lucrarea pe care o fac, spre slava Domnului și pentru biserică. Oamenii ăștia vin și lucrează, datează instrumentele electronicele pe care le au acolo. Ați observat panourile acestea de afișaj pe care le avem în biserică. Au costat foarte mulți bani și muncă. Și fratele Piero cu departamentul n-au venit să ceară bani de la biserică. Le mulțumim frumos pentru toate sacrificiile, pentru toată munca, pentru tot timpul pe care îl pun la dispoziția Domnului și a noastră. Când veniți la biserică, întâlniți ușierii bisericii, echipa de security, pentru că avem foarte mulți tineri și copii în această biserică, avem un etaj întreg de copii care trebuie păziți. Astea sunt împrejurările în care trăim. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba o păzesc oamenii, dar asta nu înseamnă să nu o păzească oamenii. O păzim cu ajutorul lui Dumnezeu. Fim siguri că și Dumnezeu este împreună cu noi. Apreciem mult munca lor. Au un departament special de parcare. Nu e ușor cu parcarea la noi. Se umple parcarea, se umplu culoarele, uneori e dificil. Fac o lucrare foarte frumoasă. Când venim în biserică, dacă e vară, vrem răcoare, dacă este iarnă, vrem cald, vrem curățenie, vrem toate lucrurile să fie bine. Este un departament administrativ și mulți care în cadrul acestui departament au responsabilități și le mulțumim frumos pentru tot ceea ce fac spre slava lui Dumnezeu. Mi-a menționat ceva despre școala duminicală, despre tineri. Sunt zeci de frați și surori care lucrează în cadrul departamentului de școală duminicală. Nu este o muncă ușoară, frați și surori. Corul de copii. E greu de lucrat cu copii. Dumneavoastră aveți doar câțiva acasă. Știți că e ușor de lucrat cu copiii? Nu cred că e ușor de lucrat cu copiii. Știți, sunt ai tăi, dar îmi că nu sunt ai tăi. Ei, oamenii ăștia își consumă emoțiile, își consumă nervii, își consumă energia. Pentru ca ore în șir, fiecare săptămână, să se ocupe de copiii noștri și le mulțumim foarte mult. Sunt încântat de tinerii bisericii noastre care se întâlnesc în fiecare săptămână. Nu știu să spun sau să nu spun, frate Adi. Uneori rugăciunile în comun ale tinerilor vineri seara sunt mai fierbinți decât ale întregii biserici. Este un lucru bun. Tinerii doresc să se apropie de Dumnezeu, doresc să se roage. Doresc să învețe din cuvântul lui Dumnezeu. Și avem oameni care se pun la dispoziția tinerilor noștri. Avem surori care se pun la dispoziția celorlalte surori. Un departament activ, dinamic, care ajută surorile care sunt în nevoie și le sfătuim să-și intensifice activitatea. Am observat o chestiune foarte interesantă, când o soră, când o familie are un baby, apar dintr-o dată părinții, socrii pe acolo, cumva, într-un mod foarte interesant se întâmplă chestia asta. Și e foarte bine. Dar poate că sunt familii care n-au sprijinul ăsta. Faceți bine și ocupați-vă, căutați-vă. Poate că sunt familii mai puține
relații, de rudenie, de prietenie în biserică. Nu sunt, chiar e un lucru bun. Nu știu de ce îi spune baby shower, că doar nu face niciun shower la niciun baby, dar înțeleg conceptul. Conceptul este să ajutați o familie atunci când are un copil să aibă un start frumos. Și când o familie are copii, nu am programat să zic asta, dar simt nevoia să spun. Când o familie are un baby, are un copil, dar n-are părinții, n-are multe rudenii, n-are mulți prieteni. Știu că sunt surori care ochesc asemenea familii și imediat sar în ajutorul lor. Chiar în urmă cu vreo 2 săptămâni eram aici cu fratele Adi și am discutat de o familie care a trecut prin niște încercări, mare, o soră care a trecut prin mari încercări și m-a întrebat oare se ocupă cineva de situația acestor și da, se ocupă. E un lucru important, frați și surori. Pentru că și dacă nu o familie, familia suntem noi. E foarte mult de lucru pentru toate departamentele și mulțumim Domnului pentru familiile, pentru surorile, pentru frații din biserică. Resar ca arș atunci când aud de o familie care trece prin necaz. Avem frați care iau inițiative frumoase, am spus și data trecută, imediat ne întreabă, ne consultă. Și încă n-am spus nu la așa ceva. Nu contează câte alte obligații și probleme avem. Când cineva e în necaz sau când există un proiect care are nevoie de sprijinul nostru și sunteți contactați, că nu întotdeauna încercăm să bombardăm biserica de aici, de la amvonul bisericii, vă rog să răspundeți pozitiv. Pentru că știm de proiectele acestea, ne bucurăm de inițiativa oamenilor care au curajul să contacteze și alți frați, să creeze o echipă de intervenție și să ajute lucrarea lui Dumnezeu. Din nou, toate aceste departamente, fie că sunt de asistență spirituală, fie că sunt de slujire publică, fie că sunt în spatele cortinei, de administrație, de ordine, oamenii aceștia sunt dedicați lui Dumnezeu. Am făcut o socoteală într-o zi și cred că în jur de 200, nu vorbim de formațiile bisericii, de cântăreții din formațiile bisericii, mă refer de oameni care au responsabilități individuale, colective. 200 de oameni care în fiecare săptămână stau la dispoziția Domnului și fac slujbe pentru ca biserica aceasta să fie binecuvântată. Ei, aici este un fel de combinație între, că niciodată administrația nu se poate separa de spiritual. N-ai cum să le separi. Am auzit tot felul de politici din astea bisericești. Dom'le, partea administrativă de o parte, partea spirituală de altă parte. N-ai cum. Nu există. Nu se poate. Sunt un tot unitar. Pentru că până la urmă administrația bisericii lucrează pentru ca partea spirituală să poată să se desfășoare condițiile cele mai bune în biserică. Dar când vorbim de prioritățile spirituale, ne referim la ceea ce putem face toți pentru ca spiritualitatea fiecăruia să crească, relația lui cu Dumnezeu să fie din ce în ce mai bună, pentru ca media spirituală a bisericii să crească. Vedeți, Apostolul Pavel spune în Efeseni că Dumnezeu a dat în biserică diferite slujbe pentru creșterea spirituală a bisericii, pentru ca toți să ajungem în cele din urmă la unitatea aceasta în plinătate, în statura plinătății lui Hristos. Ei, pe traiectoria asta de creștere spirituală nu toți suntem în același punct. Însă scopul nostru este să motivăm fiecare suflet, parte din biserică, să crească, să-și îmbunătățească relația cu Domnul.
Pentru că la nivel individual poate cineva are o anumită stare spirituală, un anumit nivel spiritual. Dar starea generală a bisericii este o medie. Și cu cât starea spirituală a fiecărui mădular e mai bună, cu atât media spirituală a bisericii este mai bună. Pentru că fiecare mădular contribuie. Iată de ce am insistat și insistăm să păstrăm valorile pe care le-am primit. Fie că este vorba de aspecte legate de credința noastră pentecostală, lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Vreau să fac o paranteză aici, am să spun câte ceva și despre lucrarea Uniunii, dar în anul care urmează, tema anului 2024 este lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Am primit calendarele la încheiere, fratele Raul vă stă la dispoziție în hol. Avem calendarul acesta, luați unul pe familie, avem suficiente ca să luăm unul pe familie, numai unul pe familie, vă rog frumos. Unul de persoană, calendarele de Biblie cu temele și textele pe anul viitor și, dacă vrei, un semn de carte, sunt foarte bune, pentru că, pe o parte, avem motoul anului acestuia și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și pe partea cealaltă, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Vă rugăm frumos să le luați la sfârșit. Anul care urmează, ne vom concentra pe lucrul acesta. Deja avem în luna ianuarie 21 de zile de post și rugăciune pe care le vom aduce la îndeplinire cu biserica și apoi o săptămână de stăruință pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Vrem să începem anul 2024 în nota aceasta. Dragii mei, bineînțeles, și doar ca o frază de concluzie, ne concentrăm și asupra spiritualității noastre, care se vede. Spunea Domnul Iisus Hristos că nu ce intră în om spurcă pe om, ci ce iese din om. Categorică, nu cred că este cineva care interpretează pasajul acesta că putem să fumăm și să bem pentru că nu ce intră în om îl spurcă pe om, ci ceea ce iese. Acolo se referă la ritualurile legale ale legii, felurile de mâncare care erau permise sau care nu erau permise. Dar tot acolo Domnul Iisus spunea căci dinăuntru, din inima omului, ies toate lucrurile rele. Aici e vorba de vorbe, e vorba de fapte, e vorba de felul cum arătăm. Toate acestea ies din interior și arată ce este în interiorul fiecăruia. Iată de ce încercăm, pe de o parte, să motivăm biserica la o transformare lăuntrică în caracterul nostru, în asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos, în modul în care gândim, în concepția noastră despre lume și viață, principiile pe care ni le asumăm, valorile pe care ni le însușim, dar în același timp felul în care ele se transpun în viața practică de fiecare zi. Acum, pentru ca să ajutăm creșterea spirituală a bisericii, avem un focus special către generația tânără. Am vrea să mulțumim din toată inima fratelui pastor Aditișe și echipei care se ocupă de tineret și în anul acesta. Împreună cu un număr mare de tineri se pregătește mergerea la Winterfest. Este o sărbătoare de tineri în North Carolina, unde tinerii noștri merg de 13 sau 14 ani. 14 ani. Fratele Adi, împreună cu un grup, organizează de 14 ani această deplasare. Am fost cu grupuri de închinare, am fost cu corul de tineri, am fost
cu frați care au slujit din cuvântul lui Dumnezeu acolo. Deplasarea aceasta este și un mod de recreere pentru tineretul bisericii noastre, dar este și un loc unde se zidesc spiritual. Mulți tineri au venit de acolo cu o nouă împrospătare spirituală. În anul acesta, cu ajutorul Domnului, pentru a doua oară, Biserica Elim va organiza conferința convenției, conferința de tineret a convenției, sau cum o știu tinerii mai pe înțelesul lor, convenția de tinere de pe coasta de est, va fi aici la noi în biserică, de Memorial Day Weekend. Și vrem și pentru tinerii noștri, dar și pentru tineri care vor veni din alte comunități, să ne punem la dispoziția lor pentru creștere spirituală. Ne rugăm din toată inima pentru organizarea acestei conferințe și pentru succesul ei din punct de vedere spiritual. Ne bucurăm foarte mult de ieșirile, vizitele pe care tinerii noștri, nu numai la Winterfest sau cum este acum convenția de tineri, dar și în cursul anului, prin dragostea unor familii care au sponsorizat cu foarte multe fonduri, cu resurse foarte mari, deplasările corului de tineri, de fete. Am fost în mai multe orașe, în Sacramento, în Phoenix, au putut și să slujească, a fost o deplasare frumoasă și un prilej de recreere și mulțumim frumos tuturor celor care s-au pus la dispoziția Domnului pentru tinerii bisericii. Vorbeam data trecută inclusiv de faptul că limba engleză este importantă pentru ei. În limba engleză înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și mesaje ca cel de mai devreme din această seară au rolul de a învăța ce este bine, facă deosebirea între bine și rău și să aleagă binele. Pentru că, iubiți frați și surori, știu că dumneavoastră le dați învățături bune acasă. Știu că învățați de bine. Însă atunci când în casa lui Dumnezeu aceste adevăruri sunt așezate în contextul Scripturilor, au un impact în conștiința lor și în viața lor. Au nevoie de aceste mesaje și au nevoie de ele pe înțelesul lor. Ne gândim la organizarea și altor conferințe, campuri, conferințe de familii, retreats. Știți că s-a organizat această întâlnire a copiilor de Harvest, frumoasă, de mare succes, o participare frumoasă, foarte mulți copii și părinți. Aici vreau doar să fac o scurtă paranteză. Nu există nicio polemică, nu există nimic de nimic decât atât. În organizarea unor evenimente comunitare dorim să ne păstrăm valorile și lucrurile la care ținem. Și ne vom asocia sau nu ne vom asocia funcție de păstrare acestor valori. Iată de ce, atunci când vom considera că nu suntem reprezentați, Dumnezeu judecă pe fiecare. Noi doar vrem să vă spunem care este motivația noastră. Biserica Elim nu se așează în spatele nimănui la dorința de a avea unitate, părtășie, dragoste. Inițiativa unor evenimente comunitare a plecat de la noi. Dar o facem în măsura în care suntem compatibili. În unele lucruri suntem sau poate vom fi și nu ne vom retrage din părtășie. Acolo unde considerăm că nu suntem compatibili. Și chiar la conferințele de copii, la întrunirile de copii, nu credem că este cazul să transformăm biserica în parc de distracții. Nu învață nimic copiii noștri. Dacă vreți ca copiii dumneavoastră să aibă experiența unui parc de distracții, vă rog frumos să-i luați să-i duceți. La biserică nu vin pentru parc de distracții. Nu vin pentru
cutii de nisip, nu vin pentru ca să se cațere pe pereți, nu vin pentru clown de circ și pentru magicieni care scot iepuri din pălărie. Ei, se pare că se încearcă o îndreptare. Ne uităm cu ochii mari, cu lupele mari. Dacă se îndreaptă lucrurile și totul e bine, ne ducem. Nu avem niciun fel de resentiment și răutate împotriva nimănui. Dar, câtă vreme experiențele noastre sunt că fiecare a încercat de la un an la altul să facă mai multe jumbuș lucruri decât aia de dinainte, ca să arate că la ei nu e plictisitor și că la noi e plictisitor sau alte lucruri pe care nu știu ce încearcă fiecare să dovedească treaba fiecăruia, dar pe platforma asta stăm separat. Dacă vedem că se îmbunătățesc lucrurile și lucrurile merg bine, nu spunem nu la ideea de colaborare. Și asta în toate lucrurile, frați și surori. Vreau să vă spun că am avut o întâlnire cu un an în urmă, cu doi ani în urmă, cu Consiliul Spiritual al Convenției. Și am votat niște reforme cu privire la serviciile Convenției ca să ne reprezinte. Convenția nu este făcută ca să reprezinte doar o biserică, că nu e convenția unei singure biserici. Este convenția a trei organizații și a 100 de biserici. Și marea majoritate a bisericilor, indiferent de organizația din care fac parte, mă refer la bisericile române, sunt biserici conservatoare, cărora trebuie să li se respecte încredințările, valorile, principiile. Și mulțumim Domnului pentru Consiliul Spiritual al Convenției, format din 19 păstori, principal de biserici, din toate organizațiile care au votat respectarea acestor principii în cadrul Convenției și în cadrul Convențiilor de Tineret. Pentru ca să nu începem să facem concerte cu mini, cu nebunii, cu fumuri, cu... Cineva mi-a trimis un text și mi-a spus, frate, știți că s-au ieftinit mașinile de fum. Numai sunt foarte afordabile, costă puțin. Ne ajută Dumnezeu, ne scăpăm de fumuri. Ne ajută Dumnezeu să aprindem cât mai multe lumini, să stingem fumurile. Trebuie să luptăm pentru păstrarea acestor valori, pentru că este foarte ușor să deviem încetul cu încetul. Vreau să vă spun o întâmplare. Poate v-am mai spus-o vreodată, dar nu mai țin minte, și dacă v-am spus-o, o mai spun. Ca să vedeți de ce trebuie să fim foarte atenți la cele mai mici lucruri. Că ele nu pe moment, ci încetul cu încetul fac pui. Orice monstru e mai întâi un puișor, nevinovat, îți vine să-l mângâi. Mai târziu îți mănâncă capul. Există o carte scrisă de Lev Tolstoi, scriitorul rus Lev Tolstoi, numește Sonata Kreutzer, și în cartea aceasta, într-o conversație dintre doi, unul povestește o întâmplare celuilalt ca să-și justifice un punct de vedere. Eu vă povestesc numai întâmplare. Se spune că un moșier a plecat de la moșiile lui unde s-a dus să-și inspecteze proprietățile. Era în Rusia veche, Rusia țaristă, și s-a îndreptat către Moscova, unde deținea o funcție importantă în administrația statului. Și cum pe vremea aia se călătorea cu trenul, trenurile erau foarte sofisticate, luxoase,
De la vagonul lui de dormit a mers în sala unde se bea ceai și a ocupat o masă. Și la o stație a urcat un tânăr. Student care pleca de acasă din localitatea unde trăia împreună cu părinții și mergea și el spre Moscova pentru că luase examenul și urma să meargă la școală, la facultate. Și a intrat în vagonul de servit ceai, l-a văzut pe omul ăsta cu căciulă, cu astrahan pe el, și-a dat seama că e un om înstărit, cu o funcție oarecare. Și ce a zis săracul student tânăr? Mă bag în seamă cu un om important. Ce s-a zis la el și l-a întrebat cât e ceasul? Cât e ceasul? Moșierul s-a uitat la el, l-a măsurat de sus până jos și nu i-a spus nimic. Nu i-a răspuns. Și omul a zis, păi fi vorbit mai încet, am fost timid, un om important, poate că n-aude așa de bine. Îți mai zic o dată, nu vă supărați, dumne, cât este ceasul? Așa a arătat cu deget. Ce s-a l-a măsurat de sus până jos încă o dată și iar nu i-a răspuns nimic. Na, tânărul a fost deranjat de atitudinea boierului și s-a așezat așa două scaune mai încolo și nu vă supărați. Am înțeles că nu vreți să-mi spuneți cât e ceasul sau credeți că-s prea tânăr, dar totuși puteți măcar să-mi explicați de ce mă tratați în felul ăsta? De ce îmi vorbiți în felul ăsta? Sau de ce nu vorbiți deloc? La care moșierul se uită la el, mai măsoară o dată și zice, ascultă mai băiete, tu ai urcat în tren acum și m-ai întrebat cât e ceasul. Și eu îți spun, e 5 fără un sfert. Cât e ceasul. Tu, încurajat de răspunsul meu, vii la mine la masă, îți iei și tu un ceai și stăm de vorbă. Că doar dacă ți-am spus cât e ceasul, urmează să mă întreb și alte lucruri. Afli că eu sunt moșier, că sunt politician, că familia mea este în Moscova, că m-am dus să inspectez moșiile, tu îmi povestești despre familia ta, îmi spui că te duci la studii în Moscova, ești încântat de faptul că ai putut să stai de vorbă cu mine, ne înțelegem foarte bine, discutăm subiecte politice, sociale, de literatură, de mă rog, ce te interesează pe tine. Și ești bucuros că ai stat de vorbă cu mine și îmi spui pe când să ajungem la Moscova. Domnule, mi-ar face plăcere să vă mai întâlnesc. Și ce să-ți fac? O să-ți dau adresa mea să vii să mă vizitezi. Că așa e politicos. Și tu când vii la mine acasă, o să-ți prezint familia mea. Și eu am o fată foarte frumoasă pe care o cheamă Natasha. Și tu te îndrăgostești de fata mea, fata mea se îndrăgostește de tine. Ce să-mi dau eu, mă, fata, după unul care nici măcar nu are ceas la mână? Frați și surori, uneori nu putem judeca doar amănuntul care se întâmplă. Trebuie să începem să vedem în viitor, să calculăm pașii următori. Pentru că să știți că toate lucrurile aberante în biserică intră mititele, ușurele, aproape că nici nu ți se merită să te iei la harță cu cineva pentru el. Și pe urmă te trezești că uite așa se umflă, uite așa cresc, uite așa se fac. Și pe urmă-s mai greu de rezolvat și de control. Iată de ce încercăm să fim precauți, să anticipăm. Dumneavoastră luați decizii în fiecare zi cu privire la viața personală. Ce faceți când luați decizii? Faceți calcule. Dacă cumpăr asta sau pe cealaltă, dacă ne mutăm acolo sau în partea cealaltă, dacă zicem așa sau zicem altfel, care sunt consecințele, ce se întâmplă? Și știți că la șah, cel mai bun șahist e ăla care calculează cât mai multe mutări în față. Cu cât ești în stare să calculezi mai multe mutări, cu atât ești mai bun. În viață, cele mai bune decizii,
Știu că trebuie să-L întrebăm pe Domnul și să îl luăm pe Domnul ca și călăuză, dar Dumnezeu nu ne anulează mintea și judecata. Și când calculezi lucrurile în viață, spui, dacă îmi dau copilul la școală acolo, care sunt pașii următori? Dacă mă căsătoresc cu fata asta sau cu băiatul ăsta, de ce fel de om este? La ce mă aștept în viitor? Că aici nu e vorba doar de a-ți spune cât e ceasul. Aici vorbim de decizii majore în viață. Ei, când este vorba de biserică, când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, fiecare gard dărâmat înseamnă că începem un alt război la gardul următor. Și Biblia spune, vegheați, să veghem asupra sufletelor celor pe care îi păstorim, să veghem asupra turmei care ne-a căzut la împărțeală. Este responsabilitatea noastră. Și încercăm să facem toate lucrurile în așa fel încât deciziile noastre, hotărârile noastre, restricțiile noastre să ducă la bine și nu să creeze o scădere din punct de vedere spiritual. Ei, toate aceste lucruri, conferințele, camps, retreats, toate lucrurile pe care le facem e pentru ca să creștem spiritual împreună, ca să explicăm, să justificăm, să învățăm de ce anumite lucruri le facem într-un fel, de ce alte lucruri nu le facem deloc. Un proiect pe care îl am și cu ajutorul Domnului cred că o să-l pot aduce la îndeplinire, aș vrea în anul acesta să am încă o dată o întâlnire cu toate familiile bisericii, cu fiecare familie din biserică. O să facem o programare în săptămânile în care sunt acasă pentru o perioadă puțin mai îndelungată, să pot avea o întâlnire cu fiecare familie. Noi am mai avut proiectul acesta, l-am făcut de câteva ori și ne interesează să știm și să vedem care sunt lucrurile cu care vă confruntați, care sunt nevoile dumneavoastră, care sunt dorințele dumneavoastră. Este un mod de a fi aproape de dumneavoastră și nu numai a vă vedea zâmbind, rugându-vă, cântând, dar a pătrunde puțin mai adânc în ceea ce este în sufletul dumneavoastră. Din când în când, când un părinte se mai scapă, ajutați-mă puțin cu copilul, mai merg la mine, mai merg la fratele Adi, la alți păstori. Am vrea să vă cunoaștem dorințele, năzuințele, nevoile și în primul rând cele spirituale, dar nu numai. Dragii mei, dorim să continuăm unele proiecte de misiune. Lucrarea pe care o facem prin televiziunea Credo este o lucrare importantă. Televiziunea Credo este o televiziune penticostală care reprezintă credința și valorile penticostale și biserica noastră are o emisiune, a avut două, una am întrerupt-o și vom începe o altă emisiune începând cu luna ianuarie, clarificări doctrinare. În fiecare săptămână vom avea o jumătate de oră de clarificare a unor doctrine importante ale bisericii. Cealaltă emisiune este Popas pentru sufletul tău, unde sunt transmise prin televiziune predicile rostite în biserică și, bineînțeles, cântările unora dintre formații. În vremurile din urmă, să știți că nu se mai pescuiește, se pescuiește cu undița, dar nu este cel mai eficient mod de a pescui. La ora actuală trebuie aruncat năvodul. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un înger care zbura cu o evanghelie veșnică pe cer. Niciun înger n-a fost trimis să predice evanghelia acolo. Îngerul reprezintă sistemul tehnologic pe care îl folosim pe calea undelor, prin media, prin tot felul de acțiuni, ca Evanghelia să ajungă cât mai departe. Apoi, mulțumim Domnului pentru
școala Sola Scriptura. Avem deja mai mulți absolvenți și am început încă o clasă aici în Chicago, chiar sâmbătă dimineață vom avea un curs cu clasa de la Sola Scriptura. Școala Sola Scriptura este croită special pentru nevoile comunității noastre. Oameni care au servicii, care merg la școli, dar care vor să învețe în mod structurat disciplinele teologiei legate de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care doresc să se înscrie, pot lua legătura cu fratele Doru Gârboan, din partea bisericii noastre, el este responsabil cu clasa aceasta. Vă puteți atașa acestei lucrări și puteți să învățați mai amănunțit Cuvântul lui Dumnezeu. Conferințe, evangelizări în România, în diaspora, sunt biserici care au început proiecte foarte frumoase, chiar în Africa, să știți că comunitatea română pentecostală se extinde și aici am un lucru de spus. Știți că ori de câte ori vrei să faci o lucrare de misiune, sunt oameni care cred că trebuie făcut altceva. De exemplu, am studiat un pic inițiativa unor biserici de a merge în Africa, a crea centre de misiune și este foarte bine. Unii spun, păi avem noi Africa noastră, că ar trebui să mergem în Oltenia, că ar trebui să mergem în satul Cutare, că avem atâtea localități în România, că avem noi Africa noastră aici lângă noi, în comunitățile noastre. Dragii mei, fiecare credincios este chemat să facă o lucrare pentru Dumnezeu și să fie un evanghelist. Și sunt oameni care au viziunea și chemarea din partea lui Dumnezeu să fie evangheliști și să ducă mesajul Evangheliei la ei în casă, pe strada lor, la locul lor de muncă, la școală, în comunitatea din care fac parte. Pentru ei acolo sunt marginile pământului. Știți că pe o sferă, dacă mergi cu degetul într-o linie dreaptă, cea mai lungă distanță este să ocolești pământul și să ajungi acolo unde ești. Poate nu știați că sunteți deja la marginile pământului, pe strada dumneavoastră. Marea majoritate a credincioșilor sunt chemați să facă acest fel de evangelizare. Apoi este evangelizarea graduală, din aproape în aproape. Biserica locală poate să înființeze o biserică în comuna de lângă, în satul de lângă, în orașul de lângă și în România se practică lucrul acesta foarte bine. Sunt foarte multe biserici care au filiale în jurul lor. Au inițiative de evangelizare în orașele de lângă. Că așa a spus și Domnul, îmi veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Din aproape în aproape. Dar există un număr de oameni chemați să facă o lucrare globală de evangelizare, să meargă acolo unde n-a mers nimeni, să defrișeze terenuri noi, să meargă departe, să meargă între oameni care n-au altă șansă de a cunoaște Evanghelia. Din aproape în aproape, din vecin în vecin, ne-ar lua sute de ani să ajungem la ei. Sunt unii care fac pasul acesta mare, dramatic, și se duc până la ei, la tribul lor, în țara lor. Pavel a fost un exponent acestui stil de evangelizare și a spus, m-am dus acolo unde nu mai fusese propovăduit Hristos. Și acest mod de evangelizare este important, e cel mai rar, foarte puțin și la sumă. Nu trebuie să-i criticăm și să le stăm în cale, că schemați de Dumnezeu, trebuie să facilităm proiectele lor, să-i ajutăm. De exemplu, a fost foarte bucuros că am văzut că biserica a răspuns excepțional proiectului din Africa care a fost prezentat recent. Și cred că s-a strâns peste 8.000 de dolari a colectat din ziua respectivă pentru proiectul acela. M-am bucurat că înseamnă că în mintea fraților este clar că facem și acest stil de evangelizare. Biserica Elim este deschisă pentru toate aceste genuri și proiecte de evangelizare și în anul viitor vom continua să gândim în felul acesta. Am spus ceva despre calendarul Uniunii. Biserica Elim face parte din părtășia aceasta a Uniunii. Uniunea nu este o organizație umbrelă care să domine biserica locală, ci este o coaliție de părtășie între biserici independente, organizate independent, structurate independent, înregistrate independent.
care au drept asupra propriilor proprietăți și care au propria lor constituție și mod de organizare. Dar suntem într-o părtășie frumoasă. N-am avut certuri, conducerea Uniunii întotdeauna a avut pace. Ne-am înțeles foarte bine, suntem compatibili. Avem marea majoritate, 99% din principiile noastre sunt la fel. Slujim împreună de mulți ani și vreau să vă spun că suntem foarte bucuroși de modul în care Dumnezeu binecuvintează această părtășie. Într-un an de zile, începând de la sfârșitul anului 2022 până weekendul acesta, zilele trecute, am organizat cele 8 regiuni ale convenției. Sunt 8 regiuni aici în America, avem una în Portugalia, de care ne vom ocupa probabil în primăvara viitoare, dar ne-am întâlnit într-un an de zile cu peste 300 de slujitori din toate aceste districte, din toate aceste regiuni. Avem regiunea Canada, regiunea Northeast, regiunea Southeast, regiunea South Central, regiunea Midwest, regiunea Southwest, regiunea Northeast și regiunea North California, cu un total de aproximativ 60 de biserici, o părtășie de aproximativ 20.000 de credincioși care compun aceste biserici. Mulțumesc Bisericii Elim pentru posibilitatea de a sluji și în felul acesta. Frați și surori, niciodată să nu vă supărați prea tare pe noi. Să știți că cel mai bine ne simțim acasă. Dacă ar fi după mine, aș prefera să... În primul rând, datorită soției și copiilor. Greu mă despart de familie, nu-mi place să plec de acasă. Eu sunt un homebody. I love to be home. I'm loved at home. Odihnitor, e plăcut. Mănânc mâncare foarte bună acasă. Iar la biserică e cel mai bine. Nu dau părtășia Bisericii Elim pe nicio altă părtășie. Vă rog să mă credeți. Și același punct de vedere l-are și fratele Adi. Totdeauna ne căinăm când trebuie să plecăm. Și lăsăm noi smochinul ăsta dulce de aici. Dar e nevoie, pentru că lupta spirituală pe care o purtăm nu este o luptă izolată între patru pereți. Trăim într-un sat global, ce se spune aici se aude peste tot. Și dacă sunt frați, biserici, comunități care consideră că au nevoie de ajutorul nostru, în măsura darului pe care ne l-a dat Dumnezeu și în măsura în care Domnul ne folosește, înțelegeți că lucrarea aceasta, înțelegeți că efortul și sacrificiul bisericii pentru lucrarea aceasta, că ne permiteți, că ne îngăduiți, că ne sprijiniți, că vă rugați pentru noi, este și în interesul bisericii, pentru că e mai bine să porți războaiele în deplasare decât acasă. Și sunt foarte multe curente la ora actuală care mutilează fața doctrinară a bisericii, care strecoară o sumedenie de erezii nimicitoare și cărora încercăm să le stăm împotrivă. Chemarea fraților, atunci când suntem invitați, este să-i ajutăm cu aceste subiecte. Și fie că vorbim de diaspora europeană, fie că vorbim despre diaspora din America, fie că vorbim de bisericile din România, este o mare nevoie de învățătură curată. Nu predicăm nicăieri ceea ce nu predicăm în biserica aceasta locală, dar dacă este nevoie să ajutăm și alte comunități și alți frați, apreciem dacă ne înțelegeți. Simțim focul acesta, chemarea aceasta, nu mai avem mult, cel puțin eu mai am câțiva ani, Dumnezeu știe ce se va întâmpla, folosim timpul acesta. Am mers cu câțiva frați din biserică la un turneu de evangelizare recent. Întrebați-i pe ei dacă se merită sau dacă nu se merită să întreprindem aceste proiecte. Întrebați-i pe ei ce-au văzut la fața locului, că nu vreau să interpreteze cineva că venim aici să ne lăudăm și să ne ridicăm. Nu avem nevoie de lucrul ăsta. Ne interesează părerea Domnului despre lucrarea pe care o facem, dar
Ca să înțelegeți că nu este un moft, că nu este un lux, nu ne ducem să ne plimbăm, nu vizităm nimic, nu știm ce e. Întreb, cum e acolo? Nu știu, de la camera pe unde am dormit până la biserică și cu mașina dintr-un loc în altul, atâta știm, nu ne distrăm. Și nu o facem pentru că ne face plăcere să plecăm de acasă sau să nu fim cu dumneavoastră, ci pentru că simțim că este chemarea lui Dumnezeu. E un proiect la care împreună cu alți frați trebuie să ne asociem. Atât aici în comunitatea din America, cât și pretutindeni. Dragii mei, aș vrea să închei cu un lucru care aș dori să devină un adevărat moto al vieții personale a fiecăruia dintre noi. Acum, dumneavoastră știți că noi repetăm multe lucruri, vorbim des despre aceleași lucruri uneori și o facem pentru că este necesar. Au zis ce spunea Pavel în Filipeni 3:1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mie nu mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Cu cât repetăm și cu cât insistăm asupra acestor lucruri, cu atât se așează în conștiința noastră. Și încetul cu încetul pricepem care sunt valorile împărăției lui Dumnezeu și ni le însușim. Dar ascultați ce spune tot în Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Fă din versetul acesta o hotărâre de viață. Fă viziunea ta pentru anul care urmează, că te vei întâlni cu multe lucruri în fiecare zi. Vei sta de vorbă cu mulți oameni în fiecare zi. Ai nevoie de un filtru care să-ți conducă viața, care să selecteze, care să diferențieze între ceea ce ți se merită și ceea ce nu ți se merită. Ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie. Ce te ridică și ce te coboară, din punct de vedere spiritual. Ascultați într-un singur verset ce concentrează Apostolul Pavel. Filipeni 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, întreabă-te dacă e adevărat sau nu, pentru că multe lucruri pe care le auzim sunt neadevărate. Sunt minciuni. Sunt zvonuri. Dacă potrivit zvonurilor aș fi fost plătit încoace și încolo, cât ziceau unii, umblam cu avion personal. O sumedenie de minciuni auziți, unii despre alții, despre noi, despre temirci. Nu te grăbi să te faci părtaș la așa ceva, că nu știi dacă e adevărat sau nu. De ce să împrumuți minciuna unuia și să o duci mai departe? Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, e demn pentru tine. Bărbat, femeie, în toată firea, să vorbești despre asemenea lucruri. Îți dă credit, te ridică în fața oamenilor când tu vorbești, povestești anumite lucruri. Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, da, când vorbim de valori, când vorbim de principii, stai pentru adevăr și pentru dreptate, să fie drept ceea ce susții, cauza pe care o susții. Tot ce este curat, stai de partea sfințeniei, stai de partea purității, stai de partea curăției. Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, nu laudă unii la adresa, laudă la adresa lui Dumnezeu. Aceea să vă însuflețească, asta să vă stârnească emoțiile, asta să vă facă să ieșiți din obișnuit. Asta să vă ridice tensiunea. Nu lucrurile slabe, nepotrivite, neadevărate, necinstite și care ne aduc zidire sufletească. Pune filtrul ăsta în viața ta în fiecare zi. Vă garantez
că dacă mai și îmbrățișăm o dietă puțin cât de cât așa, scăpăm de tensiune, fraților, scăpăm de diabet, scăpăm de o groază de boli și mai ales scăpăm de o groază de boli spirituale în anul care urmează. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la asta. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem ajutorul și călăuzirea Domnului pentru anul care urmează. Ascultați, toate sunt bune. Anul viitor vrem să scăpăm de încă un milion din datorie, dacă se poate și mai mult. Să tăiem povara până nu mai rămâne nimic, până ne luăm altele, că avem nevoie de un pic de parcare, avem nevoie de un pic de extindere aici și nu putem câtă vreme purtăm povara asta mare pe umerii noștri. Vrem să facem proiecte cu frații, cu surorile, cu tinerii, cu... multe lucruri se pot face. Dar cât vom realiza e cât ne va ajuta Dumnezeu și până acum Dumnezeu a fost bun și ne-a ajutat. Dar ce depinde de noi, ce atârnă de noi, este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și știți ce vă rog? Vedem dacă ne dă har la rugăciune propunerea asta. Ce ziceți dumneavoastră să hotărâm noi de anul nou? Ca în anul 2024, fiecare membru din biserica asta, nu mă interesează că e tânăr, nu mă interesează că e vârstnic, nu mă interesează că e simplu membru sau că e păstor, să citim Biblia măcar o oră pe zi și să ne rugăm măcar o oră pe zi. Doamne, ajută! Știu că vă e greu să ziceți amin, poate zicem de anul nou. Fraților, coboară Dumnezeu foc din cer, va face o trezire extraordinară în familiile noastre, în viața noastră personală, niște reforme uriașe. S-a cântat la început, au cântat tinerii, eu voi face lucruri noi. Sigur că Dumnezeu vrea să facă lucruri și noi și mari, dar vrea să le facă cu noi. Cum le va face Dumnezeu? Cum va înflori pustia? Cum va face să curgă râuri de apă vie în pustie? Cum va face să se ridice osemintele? Să prindă carne, să se transforme într-o armată puternică? Deloc altfel decât atunci când fiecare mădular din biserica asta, fiecare membru din biserica asta se va hotărâ. Taie meciurile, taie filmele, taie șuietele, taie petrecerile, taie-le! O oră de citit Biblia în fiecare zi, o oră de rugăciune în fiecare zi. Doamne, ajută-ne, ajută-ne pe fiecare în parte, hai să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu.